fricoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. La ce se referă aici? La două feluri de frici. Întâi, este frica de diavolul. Majoritatea oamenilor spun că se tem de diavolul, dar fac voile lui. Majoritatea oamenilor spun că, vai de mine, mă chinuiește diavolul, dar nu se leapădă de lucrările lui, deși noi la botez spunem câteva lucruri clare. Mă lepă de satana și de toate lucrurile lui, de trufia lui, de slujitorii lui și de toată lucrarea lui. Păi când am spus lucrul acesta, la final preotul ne pune pe cei care mărturisim acest crez al credinței să spunem așa: scuipă și însuflă pe el, și noi scuipăm de trei ori jos, adică în semnul du-te pe pustiu, sau dacă vreți îl certăm cu cuvântul pe care îl spune Sfântul Arhanghel Mihail: certe-te pe tine, diavole Domnul. Atât. Noi nu avem voie să-i spunem alte formule lui sau să ne luăm cu el în beți. El este un heruvim căzut din ceata cea din tâi din cer, și atunci, în momentul în care el era stăpânul îngerilor din ceata heruvimilor, el are la fel de bine și putere prin lucrarea întunericului. Și auzim ce spune apostolul Pavel: privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită. Deci trebuie să fim în atenție, în rugăciune. Vedeți că diavolul umblă ca un leu și caută pe cine să înghită. A doua formulă. Și iarăși îl găsim pe apostolul Pavel, care spune așa: aveți grijă că diavolul poate lua chipul îngerului de lumină ca să-i înșele pe cei aleși. Altă formulă teologică. De fapt, acestea sunt lucruri pe care numai Dumnezeu le cunoaște. Eu l-am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer, spune Hristos. Iar Isaia arată căderea îngerului spunând așa: o, fecior al dimineții, o stea strălucitoare, cum ai picat din cer și ai târât cu coada ta a treia parte din stelele cerului. Adică îngerii care n-au ascultat, ceata a doua a căzut toată. Pentru că noi avem ierarhia cea mai înaltă, unde sunt heruvimii, serafime și tronurile, unde se odihnește energia necreată a Dumnezeului celui gânditor, de unde vin toate poruncile pământești și de unde vin toate lucrările către lume, ne spune Dionisie Areopagitul. Și atunci noi trebuie să fim atenți că David ne spune așa: mulți sunt cei ce se luptă cu noi de la înălțime. Iar apostolul Pavel vine și ne spune: cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Ne spune apostolul Pavel: căci lupta voastră nu este împotriva cărnii și a sângelui, ci a duhurilor celor necurate, a stăpânitoriilor și domniilor întunericului acestui veac. De ce v-am prezentat toată această idee demonologică? Ca să vedeți că frica nu este o stare de sentiment. Dacă vezi un băiat frumos și ești tânără, simți un sentiment de iubire, are s-ar uita la mine? Dacă vezi o fată frumoasă, la fel. Dacă vezi o floare frumoasă, dacă vezi un lucru frumos, dacă vezi ceva plăcut, îți dorești să ai. Nu cred că există vreun om pe pământ care să zică: îmi doresc să-l văd pe diavolul. Din contra, spunem: ducă-ți pe pustii, sau piei satană, sau ucigă-te crucea, sau ucigă-te toaca, sau cum spunem noi în termeni populari. Ei, dar în ciuda faptului că nu-l vedem, îl admirăm din propria lucrare. Ne arată Filocalia o lucrare a rugăciunii până la odihna duhovnicească, cum ne spune Sfântul Maxim, odihnele duhovnicești, făptuirea morală, contemplarea și odihna în Dumnezeu sau liniștea duhovnicească, și avem și o lucrare a păcatului care începe prin, întâi, imaginație, care e tabla minților, tabla minții, tabla dracilor, prin poftă, care aprinde simțurile, prin plăcere, gustarea păcatului. Ce întreabă câteodată? Bă, dar de ce fumez? Părinte, îmi place. Bă, dar de ce bei peste măsură? Nu mă pot opri, părinte. Când îi dau de gust, nu mă mai pot opri. Deci, vedeți, pofta, plăcerea, dorința de a greși. Și apoi, în cea din urmă fază,
vine lupta în fire cu păcatul, obișnuința și deprinderea, și atunci noi îi facem de plin voia lui și am trecut și noi tot într-o etapă mistică a întunericului, de la poftă la păcat, de la păcat la plăcere și de la plăcere la demonizarea sufletească. Adică începem să ne încărcăm sufletești cu cantitatea de energie negativă pe care diavolul o strecoară în jurul nostru și de acolo încep să apară neputințele, pentru păcatele mele multe se bolnăvește trupul meu și slăbește sufletul. Și dacă ne uităm pe planetă în clipa când noi stăm de vorbă, vedeți, cea mai mare frică este moartea. Toată lumea se teme să nu moară. Dar întrebarea mea e mai logică. De murit oricum murim toți. Nimeni nu scapă. Nici unul din cei vii nu scapă să guste moartea. Dar e o întrebare cu care trebuie să plecați dumneavoastră acasă. Cum scap eu de moarte? Simplu. Toată lumea se întreabă. Cineva zice că dacă se spală cu dezinfectant, cineva zice că dacă ține distanța regulamentară, cineva zice că dacă ține masca. Astea sunt metode practice, medicale, care se văd. Dar sunt și câteva metode duhovnicești care îl țin pe om viu în viață. Prima, credința că Dumnezeu știe numărul zilelor noastre. Dacă noi nu ne împanicăm de câte ori spun ăștia în fiecare zi la televiziune, că azi sunt 800 de morți, 800 de infectați, 1000 de infectați, 600 de morți, 700 de infectați, și ne scoatem mintea, ne deconectăm de această informație parapsihologică repetată la minus infinit, noi ne-am deconectat de la frica de moarte în mod rațional. Domnule, câte zile am de trăit? Cât o vrea Dumnezeu, Doamne ajută, Tu ești ajutorul meu, nu mă voi teme ce va face omul, nu mă teme ce va face nouă diavolul, Tu ești Domn cu noi până la sfârșitul veacului. Deci, prin credință îmi stabilesc numărul de zile vii, știind din toată învățătura ortodoxă că orice om nu poate trăi o zi în plus decât din câte i-a dat Dumnezeu. Asta e prima. Al doilea motiv care îmi dă motiv să fiu viu. Rugăciunea. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele. Scoate din stricăciune viața mea și curățește-mă, Mântuitorule, de fără de legile mele. Deci în momentul când ne-am rugat, oprim moartea sufletească, care este primul pas spre declanșarea morții celei trupești. Ce spune omul care simte că s-o lehămetuit? Dar mai bine mi-aș pune capăt zilor, și azi îmi spunea o doamnă, mai bine m-aș arunca înaintea trenului. De ce? Și asta? Nu-i lucrarea diavolului? De ce să-ți iei tu o zi când poți să-ți adaugi o zi? Cel ce s-a rugat seara și dimineața, cel ce a luat anafura și aghiazma seara și dimineața, a luat cel din tâi medicament de sănătate. Că atunci când Dumnezeu este inima ta, dacă El este viață și noi suntem vii, ce găsim la Maica Domnului scris? Mutatul te-ai la viață fiind Maica vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Deci ce trebuie să facem noi? Să ne rugăm, să ne izbăvim din moarte sufletele noastre. După ce am făcut rugăciunea, un alt lucru care mă duce la viață, care este? Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață în el însuși. Scurt, eu sunt pâinea cea vie, din care cine mănâncă, în veac nu mai moare. Eu am venit ca lumea să aibă viață și să o aibă din belșug. Păi dacă Dumnezeu ne-a dat viață din belșug, ce-i cu problema morții? De ce trebuie să stăpânească moartea peste cei vii când în Psaltire întreabă așa? Cine te va lăuda pe tine? Cei morți din morminte sau noi cei vii? Deci noi cei vii îl lăudăm pe Dumnezeu și de câte ori spunem slavă ție, Doamne, slavă ție, e un strop de viață. De câte ori spunem îți mulțumesc ție, Doamne, pentru toate, e un strop de viață. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, milește-mi păcătosul, e un strop de viață. Deci pe lângă igiena corporală și disciplina medicală, noi avem nevoie de nădejdea igienei celei sufletești, care pleacă din credință, din lucrare, din rugăciune, din voință. Și aici am să mă bag la doamnele parapsihologice, care spun așa, vai dragă, gândește pozitiv. Există gândire pozitivă, dar nu în sensul utopic.
Există gândirea pozitivă când ai chef de viață, când prășești în grădină, când grijești un pom, când ai grijă de un pui, când calci o rufă, când faci curată în casă, când coși un goblen, când te duci și te plimbi pe stradă, când te duci la piață. Deci omul cât este în activitate are lucrare. Cel ce nu lucrează, spune Apostolul Pavel, nici să nu mănânce, dar să aibă grijă că cel ce nu lucrează îi dă satana de lucru. Și satana îi dă nou de lucru teoria conspirației. Toată lumea este preocupată cam totdeauna de sfârșitul lumii. Va fi și ăla, dar e mai important sfârșitul meu. Eu cunosc mulți oameni care în viața lor duhovnicească erau foarte preocupați de problema antichristului. Antichristul momentan nu s-a prezentat în fața cuiva cu legitimație să zică eu sunt. Dar acei oameni s-au prezentat cu legitimația vieții în fața lui Hristos pentru a da socoteală pentru propriile răspunderi personale ale păcatelor săvârșite. Simplu. Deci sfârșitul lumii este sfârșitul meu deocamdată. Dacă sfârșitul meu biserica mi-l cere cu răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Hristos să cerem, care-i datoria mea? Să fac isterie? Că toată lumea ia virus, lasă virusul, frate, cel mai mare virus e păcatul. Pe lângă virusul pământesc care îl ucizi cu un paracetamol sau cu un dezinfectat, noi trebuie să ucidim păcatul minții care o coborâm în mizerie și o lăsăm acolo să colchi. Dacă mor, dacă nu trăiesc, dacă cu tare, ăștia se numesc hipohondri, ei se îmbolnăvesc de tot ce aud, la radio, la televizor și din gura oricui. Dacă unul spune clodurul inima, și pe el îl doare inima. Dacă unul spune clodurul ficatul, gata, și pe el îl doare ficatul. Pe noi trebuie să ne doară doar sufletul. Să ne doară sufletul că n-am dobândit suficientă conștiință că Dumnezeu ne veghează din prima clipă a ieșirii din pântecele mamei până în ultima clipă a ieșirii din viață. Și o să ziceți, cum poate Dumnezeu să supravegheze 8 miliarde de oameni? Prin îngerii săi păzitori. El nu se ocupă de treaba asta. El stă doar la pupitru și primește informația rațională, mesajul îngerului. Cu tare este bun, cu tare este rău, cu tare se roagă, cu tare se închină, cu tare face cu tare. Și în preștiința aseității lui, ceea ce pentru noi înseamnă ceva exagerat, vedeți că ai un sistem de stație centrală și nu-ți primești unda internetului toate comenzile și îți blochează dacă accesează mai mulți deodată, la Dumnezeu această putere este o capacitate nelimitată, pentru că atunci n-ar fi Dumnezeu. De-aia El poate într-o clipă aici să dea viață, aici să dea moarte, aici să dea pace, aici să dea război, aici să dea nenorocire, pentru că această lucrare a lui Dumnezeu nu este pentru mintea omului. Dacă îl întrebi un ateu, știi ce spune? Lasă-mă cu poveștile nemuritoare. Dar în clipa când simte că se apropie ieșirea sufletului și simte ceasul morții, începe și el foarte bine să devină ușor credincios. Ei, dacă zici mi-ata că e bine să mă împărtășesc, adă preotul să mă împărtășească. Ei, dacă crezi că e bine să-mi fac o rugăciune, doar eu nu sunt ateu, eu cred într-o putere, adă-l și la mine. Deci începe să cedeze cerbicii și orgoliului. Dar noi trebuie să cunoaștem un Dumnezeu real, care stă în viața omului în mod zilnic, și să cunoaștem un Dumnezeu real, palpabil. De aceea ne-a lăsat Dumnezeu câteva lucruri prin care noi îl descoperim. Puterea nestricăcioasă a informației din aghiazmă, deci apa asta stă de la bobotează aghiazma mare și clară și azi și bună la gust, pentru că Duhul Sfânt are poruncă să o păstreze așa, împărtășania pe care o luăm din potir, euharistia pe care o mâncăm în noi și uneori ne vindecăm. Chiar și astăzi îmi spunea cineva, zice, părinte, nu știu ce s-a întâmplat, după ce m-am împărtășit, m-am liniștit. S-a întâmplat ceva, sigur că da. De ce, nu știu. Probabil că ai crezut, că altfel nu se explică, că alții au luat împărtășanie și au rămas în continuare tulburați. Și după ce ai făcut lucrul ăsta, ți iei și puțin ulei de la Sfântul Maslu, că de este cineva bolnav să cheme preoții bisericii să lungă cu un de lemn sfințit. Și zic eu că în cele din urmă trebuie să avem grijă mai înainte de toate, în fiecare zi,
să-i mulțumim lui Dumnezeu și aici eu aș spune că e o încercare pentru planeta noastră. Vedeți, noi am inventat pastila tinereții veșnice, pastila neîmbătrânirii, pastila fericirii, pastila plăcerii, pastila inteligenței. Are farmacia 1100 de rețete. Și n-am inventat totuși ce? Pastila înțelepciunii. Deci nouă ne lipsește în momentul de față pastila care să denote că lumea este înțeleaptă și înțelege lucrările Logosului Divin. Păi dacă știm atâtea și știința e așa de deșteaptă, de cine a găsit un medicament care în momentul când a apărut microbul să-l șatace, să pice jos infantil în fața vieții și a fericirii? Vedeți? Spune în Scriptură că Dumnezeu li rușinează pe cele mari și puternice prin cele mici și neputincioase. Luăm 100 de doctori epidemiologi din lumea nevăzută, îi punem într-un spital, repet, îi punem într-un spital și îi spunem așa, ia, cu puterea științei voastre, ucideți acest virus care omoară oameni, care nici nu se vede, dar el există. Așa și Dumnezeu, nu se vede, dar el există. De ce aș crede atât de mult în virusul ăsta și m-aș teme de el când are stăpân tot pe Dumnezeu care l-o fi îngăduit să apară pentru răutatea noastră? Sau poate l-o îngăduit ca o lecție să vadă oamenii că nimeni nu-i veșnic? Adică când faci tu 10 case, 10 conturi, 10 moșii, 10 mașini, 10 fericiri, să vezi că te uiți la ele și să zici, băi, dacă mor mâine. A muri e firesc, a te teme de moarte e drăcesc. A primi moartea cu credință înseamnă, spune Apostolul Pavel, întâlnire cu Hristos. Nu vă întristați ca cei ce n-au nădejde, nu jeliți pe morții voștri păgânește. Moartea este somn și întâlnire cu Hristos. Noi nu trebuie să ne uităm acum ce dă în media, că a murit ăla, că a murit ăla. Noi dacă îi luăm la cercetat pe aia toți mărunții care au murit, de la 90 de ani în sus, 80 de ani în sus, jumătate sunt bolnavi de cancer, de boli cronice, de inimă, de hepatite, de tot felul de belele. Și pe lângă asta s-a adăugat virusul ăsta care i-a luat așa ca din oală. Dar și acasă, dacă nu ești atent, poți pica în beci, te poți îneca în baie, te poți îneca cu mâncare, te poți îneca cu apă, dar credința mută munți. Dacă ai credință cu adevărat, Dumnezeu face ceea ce nu poate face nimeni. Așa, ca să nu vă plictisesc, că deja v-am văzut cum vă foiți de pe un picior pe altul, vă spun doar atâta. Era un... am citit și eu, cred că de pe net am luat-o. Era un militar în armată, șofițerul, pentru că l-a văzut că poartă cruce la gât, tot timpul persifla, lua la peste picior. Și într-o zi, ca să-și bată joc, el a zis așa, soldat, vino la mine. Știi că comandantul în armată este forța supremă care dacă dă ordin și nu-i execuți, vei fi pedepsit. Da, ordonați ce trebuie să fac, aceea am să fac. Și i-a spus așa, vezi mașina aia de acolo din parcare, du-te și o pornește și adu-o încoace. Ăla a luat cheia, a băgat în contact, a învârtit, a pornit mașina și a dus-o în fața lui și a parcat-o unde i-a spus. Ofițerul și cei care erau de față au rămas înmărmuriți și a zis, cum ai făcut de a-i pornit această mașină? Foarte simplu, am zis, Doamne, dacă comandantul meu a poruncit ca eu să aduc mașina asta aici, tu trebuie să mă ajut să o aduc ca eu să-l odihnesc pe el sufletește, să nu fie supărat din cauza mea. Și zice, când am dat la cheie, mașina a pornit. Și atunci îi spune comandantul, să știi că acum cred că există Dumnezeu, mașina aia n-avea motor. Puterea, deci vedeți ce înseamnă puterea rugăciunii? Plecați cu această idee în minte, în fiecare zi și în fiecare seară și în fiecare dimineață, că dumneavoastră n-aveți treabă cu virusul și virusul n-are treabă cu dumneavoastră. Doamne, unde stai tu, locul e sfânt. Unde vii tu, locul e curat. Unde vii tu, locul e divin. Unde stai tu, este sfințenie. Și dacă este sfințenie, moartea n-are ce căuta. Amin și Doamne ajută!